În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sfântul se bucură de o cinstire deosebită și în țara noastră. Unul dintre locașurile de cult care îl au ca ocrotitor se află în municipiul Constanța. Astăzi, credincioșii de la această biserică au primit și binecuvântarea Arhiepiscopului Tomisului. La Biserica Sfântul Ierarh Nectarie, taumaturgul Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din Constanța, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La slujba care a început după miezul nopții au participat numeroși credincioși din Constanța, dar și din împrejurimi. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a explicat de ce creștinii ortodoxi îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeii. Sfântul Luca este cu adevărat păstorul și doctorul cel înțelept. De aceea noi îl cinstim cu mare nădejde, că toți avem nevoie de ajutorul său. Sfântul Luca este împlinitor al rugăciunilor bolnavilor și iată, personal îl pomenesc împreună cu Sfântul Nectarie, cu Sfinții Doctori Tămăduitori fără de arginți, cu Sfântul Cuvios Mucenic Efrem, cu Sfântul Ioan Rusu și iată, cu Sfântul Fanurie, care de asemenea este un tămăduitor, acești sfinți sunt mijlocitori puternici înaintea lui Dumnezeu, care aduc raze de tămăduiri pentru cei bolnavi pentru care noi ne rugăm. Am ales al doilea hram pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, deoarece este contemporan cu Sfântul Nectare și amândoi sfinți au aceeași putere de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh de a fi tămăduit de boli. Sfântul Nectare tămăduiește cancerul, iar Sfântul Ierarh Luca al Crimeei prin excelență tămăduiește bolile de ochi, bolile de inimă și bolile pulmonare. Ei, în aceste două asemănări ale sfinților, i-am ales pe acești doi să fie ocrotitori și mai ales pe Sfântul Luca al Crimeei, care a fost un patriot, un tradiționalist, un apărător al bisericii și mai ales un jertfitor pentru Maica Domnului, pentru Hristos, pentru biserica cea creștină ortodoxă și pentru învățătura Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Clericii și credincioșii din parohie au oferit 2300 de pachete persoanelor înscrise la cantina socială, copiilor de la centrul de plasament Antonio, vârstnicilor de la centrul de îngrijire și asistență din Poarta Albă, dar și celor care au participat la hramul locașului de cult.